Să rămânați, bine ați venit. N-a fost, nu este și nu va fi greu. Așa e în administrație. Bani puțini, trebuie să-i chivernisești, să știi cum să-i administrezi. Dar cu echipa care o am, le-am analizat și reanalizat și le-am așezat ca să împăcăm și capra și varza, așa se spune. Deci, prioritatea a fost învățământul. Unde am asigurat pentru tot anul salarizarea, transportul și hotărârile judecătorești. Iar n-aș spune pe punctul 2, dar tot prioritar mi-au fost investițiile care sunt gândite și puse în primă fază pe hârtie, tot pe listă de priorități. Și pus în practică anul ăsta ceea ce ne mai rămas în al treilea an și următorul an din mandatul 2012-2016. Nu e puțin, nu e puțin, am investiții din jur din 9 miliarde jumătate 10. Priorități, reabilitare camin cultural, reabilitare sau mai bine zis la sistem, la iluminatul stradal, facem o reașezare, o regândire a ceea ce am investit pentru a da comunei o altă imagine. N-aș spune în ultimul rând biserica de la Secuiei Noi, care a fost lăsată, în sfârșit, motivele sunt diverse, puțin în paragină, ne-am așezat, am discutat și cu clerul și am intrat în linie dreaptă imediat cum se așează un pic vremea să demarăm lucrările de acoperire în primă fază și ulterior lucrări interioare. Pentru acest lucru am alocat în jur de un miliard în banii vechi, un miliard jumătate. Nu e mult, dar nici de neglijat. Promisiuni sunt și de la câțiva sponsori, inclusiv discutând cu cei din administrarea cultelor, unde, repet, la rândul lor au promis sprijin pentru a porni și a declanșa spre finalizare construcția bisericii. Comuna este mare, banii ar trebui, știți, cu sacul, dar încercăm să așezăm și să le punem, repet, în lista priorităților, pentru că nu e de neglijat la 9 sate în componența comunei Secuieni, ca și întindere în jur de 135-140 de kilometri, care înseamnă DC-uri, de drumuri comunale, drumuri sătești, și în întreținere și drumul județene, pentru că avem un drum 157, unde noi avem zilnic microbuzul școlar spre Prăjești și ăla efectiv intră în întreținerea noastră, cu toate că nu este legal. Dar nu avem cum ca să nu facem praf acest microbuz școlar, să-l întreținem, adică să fie în bună întreținere, trebuie neapărat lucrat pe el. Bun, repet, avem un proiect și demararea unui kilometru de asfalt în continuare celui pe 322 prin proiect european, care o să cuprindă satul Bârjoveniu, Unceș, revenire în drumul comunal DC87. Baza sportivă este de 2 ani de zile funcțională, cum să nu. Da. Pe proiectul mare demarăm branșarea spre populație de centri funcționalitate măcar 60-70% anul ăsta. Eforturile sunt suficient de mari privind gândirea și efectiv și partea valorică acestor investiții, dar sunt să zic, și chiar o spun la scenă de achis, eu în general sunt un om modest, să vorbească faptele, nu vorbele. Am o echipă bună în primărie. El a fost greu de lucrat și de ajuns la stadiul actual, dar, repet, sunt mândru cu echipa mică, de 15-16 oameni față de o medie de 27-28 cât ar trebui să fie funcționarii publici și cei contractuali. Dar, repet, cu mult tact,
am reușit și am apropiat în lucrurile. Între primăriile care ați primit mai mult sau printre cele care și-au reușit? Care au primit, suntem pe ultimul sau pe penultimul loc la ceea ce am primit. O frântură, dar nu ne-a luat, nu ne-a, cum zice, ne-a dat, nu ne-a luat. Așa mult puțin cât ne-a dat, suntem mulțumiți. Pentru că am avut și încasări, repet, anul trecut în jur de 6 miliarde și atunci pentru echilibrare până la 5 miliarde, care se spune că e plafonul de 1,5 milioane, ne-a dat puțin, în jur de până în 3 miliarde în banii vechi. Problema cu școlile, cum ați rezolvat-o la nivelul comunei în perioada normală? Privind școlile, deci la nivel de comună funcționează 3 școli. Una cu ciclu primar și două cu ciclu inclusiv la pregătitoare până la inclusiv gimnazial. Una a fost anul trecut în reabilitare totală, deci a fost consolidare și refuncționalizare cu o valoare de 12 miliarde de lei. A fost dat anul trecut la începutul, în 15 septembrie. Condiții deosebite, centrale termice cu încălzire, apă, canalizare, tot ce trebuie. Încă se lucrează, și probabil vor intra aceste lucruri punctual de la 15 septembrie anul școlar 2015-2016. Există pericolul de simțările comasării de școli? Deocamdată nu s-a pus problema. Pentru că în promisiune figuram, știu, în etapa următoare, care înseamnă martie-aprilie sau cel târziu în septembrie, cu un al doilea microbus școlar. Repet, acest microbus care îl am aleargă zilnic în jur de 80 de kilometri și nu este greu, cel puțin perioada de iarnă, să faci față cu acest transport. Deci aducem secuirii noi cu Ciulațiu, Bogzeștiu, Prăjeștiu, Giuleștiu la școală, la centru, la Butnărești sau la Secuieni. Repet, cheltuielile sunt cât se poate de consistente. Domnul primar, colegii dumneavoastră din Asociația Comunelor din România au pus serios problema guvernului de a modifica actuala legislație fiscală de așa manieră încât să nu vă mai ia foarte multe din impozitele locale care de regulă plecau la bugetul mare. Există promisiuni în acest sens? Dumneavoastră apreciați că se vor putea... Noi suntem în pas și mulțumim în stadiul de promisiuni. Ceea ce ne-ar interesa este efectiv punerea în practică acestora, dar ne mulțumesc și promisiunile, că orice lucru începe cu o promisiune. 1, 2. Ultima întâlnire cu sfârșit domnul ministru secretar de stat la nivel de prefectură, întâlnire pe toate comunele din județ cu secretar de stat de la finanțe, s-a pus problema de toată lumea în ideea trecerea, adică bugetul pe școli să fie pe școli, să-i dai și microbus școlar, să-i dai toate valorile, să-i dai și navete, că atunci apare, știți, discrepanța asta și lucrul ăsta care ca o mamă trebuie să știi să împarți în mod egal la fiecare copil în funcție de poziția lui, de exemplu, școlară. Una e să dai la cel care e la liceu cât poți să-i pui să-i oferi și transport și pe școală și cărți și alta e la cel care e la grădiniță, deci raportul este cât se poate de diferențiat. Dar noi ne-am străduit și, repet, să punem la punct și să rezolvăm. Și credeți, s-a promis? Promisiuni. Au anotat, chiar cred că este trecut de jos, în pătura de jos și știe care este viața și în rural. Și chiar a punctat. Avea un secretar de stat la nivelul deciziei guvernamentale. Știți cum, pic cu pic, pentru de asta sunt trimis în teritoriu, să vadă lucrurile particulare în fiecare zonă. Pentru că nu totul, în zona de munte e un fel, în zona de șes e altfel și veniturile sunt altfel. În zona cât mai limitrof, știu, orașelor mari, puterea de cumpărare și banul care vine în sânul familiei la fiecare este altul decât cel care stă și să scurme într-o bucățică de țărână și să adune, știu, 5 sași de porumb acolo ca să poată să îmbătrânească, să poată să
să-și țină nevoile casei. Adică e o diferență destul de radicală.